Eu salut, eu sunt Sherry Mafra aici cu fratele Quick, producătorul tuturor pieselor 5 Gear de la Focuri încoace, fraților, și astăzi v-am pregătit un video special de Halloween, pentru că atunci când filmăm noi treaba asta se apropie Halloween-ul și o să-i facem cel mai tare prank iubitei mele. Deci ca să vă povestesc cum stă treaba, eu am pregătit chestia asta de câteva zile. Zmără de cam o săptămână a plecat la Craiova. Zmără s-a întors astăzi în București, a ajuns acasă și a lăsat lucrurile, a stat foarte puțin, după care s-a dus la ea la laborator la medicină, prima ei zi de medicină adevărată, adică făcută pe bune, față în față, nu pe Zoom, într-un laborator, și acum se află la acel laborator de medicină cu Icure, urmează să vină acasă și imaginați-vă că Zmăr o să fie singur acasă și deodată o să se întrerupă curentul în toată casa. Ăsta o să fiu eu direct de la panoul electric de acolo, de la minus 1, o să tai curentul în toată casa. După care începe să audă zgomote prin casă, fraților. Am plantat două boxe wireless în această casă, una sub pat în camera de depozitare și una unde e centrarea termică de la noi din casă ascunsă într-un durat. Fraților, vedeți că e groasă, noi ne-am jucat astăzi și e groasă rău de tot. Dar apropo de treaba asta, fraților, ați observat cumva ceva ciudat în spatele nostru? Ceva care n-ar trebui să fie acolo, poate o cameră care te filmează? Permiteți-mi să vă arăt ce am confecționat astăzi alături de Quick. Este o cutie de pantofi modificată un pic, fraților, deoarece înăuntru ei se află o cameră de supraveghere cu infraroșu. Această cameră poate să vadă în beznă totală. Am pus-o înapoi în cutie și acum, asta fiind o cameră de supraveghere, o poți accesa de la distanță. Noi o să vedem în timp ce se întâmplă toate lucrurile, tot ce face Zmără cu această cameră, pentru că e prin Wi-Fi și te poți conecta la ea oriunde ai fi în lume. Și acum să vă arăt care e situația cu ce o să se audă prin boxele pe care le-am plantat în casă. Quick are un plugin în Ableton, se numește, cum se numește Quick-ure? Nightmare. Se numește Nightmare. Și vreau să auziți un pic ce poate să facă, noi suntem deja conectați pe boxe. Asta e una dintre boxele pe care le vom folosi, o boxă Harman Kardon, arată-ne Quick care e situația pe sunete. Da, cam nasol să ai parte de așa ceva, foarte nasol. În întuneric. În întuneric beznă, deci țineți minte că noi o să-i tăiem și curentul. Acum ar trebui să ne și grăbim un pic. Acum... Băi, alo! Băi, hai să lăsăm Caterinca că o să vină Zmără, hai să ne punem pe treabă. Acum probabil că vă întrebați cum o să accesăm aceste boxe Bluetooth de la distanță, având în vedere că range-ul Bluetooth-ului nu este atât de mare. Am rezolvat cu greu, dar am rezolvat și problema asta. O să facem în felul următor. O să lăsăm un laptop ascuns pe undeva pe aici prin cameră, cu capacul pus, băgat la încărcat ca să poată să funcționeze și cu capacul pus, cu TeamViewer-ul pe el. Și din partea cealaltă, din mașină, o să stăm cu alt laptop conectat la TeamViewer-ul ăstuia și o să dăm play la sunet din laptopul ăsta care va fi aici în apartament și care va fi conectat la cele două boxe. Apropo de boxe, le mulțumim foarte mult prietenilor și partenerilor noștri de la GSM.net pentru aceste boxe Harman Kardon. Ne-au dat două, sunt geniale, se vede că sunt niște boxe premium, făcute de o firmă premium. Pentru cei care nu știau, Harman Kardon, firma asta este firma care face boxere premium în mașinile BMW, adică nu boxere standard, boxere de calitate înaltă, dacă optați să aveți această opțiune pe mașină, sunt făcute de această companie Harman Kardon, care face echipament audio foarte mișto. Le mulțumim foarte mult încă o dată prietenilor de la GSM.net pentru că ne-au ajutat cu acest echipament pentru vlogul de astăzi și nu uitați că pe site-ul lor puteți să găsiți tot felul de produse foarte mișto, începând cu aceste boxe și terminând cu huse, powerbank-uri, ghiozdane și așa mai departe. Foarte multe chestii mișto. Bă, termină mă că nu e ok. Hai să mergem jos. Hai să mergem să vedem dacă sunt toate astea bune. Bă, hai să mergem pe bune. Cuicuie, o facem, tată. O facem, se întâmplă, ești bun? Bun, fraților, suntem în parcarea subterană, trebuie să ne mișcăm foarte repede. Ideea e că acest loc din parcarea subterană ar fi fost perfect în mod normal, pentru că Zmără nu are loc de parcare la subteran, ea are loc de parcare la parter și astfel dacă am fi stat aici nu ne-ar fi văzut deloc, dar este o problemă. În parcarea subterană, ce să vezi, nu există semnal și atunci nu putem să dăm play nici la sunete, pentru că nu merge TeamViewer-ul și nu putem nici să o vedem pe Zmără prin camera de luat vederi. Așa că o să ne ascundem undeva în complex unde ea n-ar trebui să meargă, ceva după locul ei de parcare. Perfect, aici nu o să ne găsească niciodată, că n-are ce să caute ea aici. Hai să vedem, avem feed-ul? Gata, perfect, o vedem. Încă nu e nimeni acasă, fraților, Zmără încă nu a ajuns. Așteptăm să vedem ce se întâmplă. Ai mașina lui Zmără acolo, vezi? Aha. Știți că acum ajunge, fii atent. Zmără o să urce în apartament și vedem ce se întâmplă. Ok, s-a aprins o lumină. Așa. Băi, îi vorbește cu cineva la telefon, cred că vorbește cu Juri sau Raluca la telefon. Juri sau Raluca, una din două. Și acum ce faci?
Îl aștept pe Shelly, care nu știu unde e. Dar nu știu unde e. Nu, mă, sunt mega obosit. Ce? Da. Da, deci Smăr a zis că e obosită, fraților, tocmai a pronunțat cuvintele obosită. Cred că starea o să-i se pară perfectă, starea ei de dinainte, după ce o să-i o stricăm masiv. Bă, avem o problemă, frate. Ce? Păi fii atent. Ia se uită la TV, fii atent, ca să înțelegeți care e problema. Noi o să scoatem siguranța de jos, de la minus 1, doar de la lumini. Pentru că dacă o scoatem și de la prize, atunci nu mai putem să vedem, nu mai putem nici să folosim toate astea ca să-i băgăm sunete pe boxe. Dacă ea se uită la TV, TV-ul fiind băgat în priză, nu o să se oprească. Asta e problema pe care o avem. Yes! L-am închis! Gata, mă, băm! Mă duc, uicule, m-am dus. Mă duc să-i stii lumina. Băieți, n-am fost niciodată. Deci ăsta e contorul de la apartamentul nostru, fraților. Ăsta este de lumină, ăsta este de prize. Ăsta o să lăsăm pornit ca să putem vedea în continuare, dar ăsta... Showtime! O să aștept puțin să mi-l dau așa, că s-a luat, ea s-a speriat puțin acum, că s-a luat becul, a încercat să aprindă de la întrerupător. Bă, a încercat, s-a dus la întrerupător, a încercat să aprindă și i-ai nu merge. I-ai dat sunet sau? Nu, acum. Mamă! Deci, îl dau în dormitor primul, da? Dă-i în dormitor, da. Uite, ia, e pe... Așa, fii atent. Mama, înțepenit, ești nebun? Îi mai dau unul? Nu, stai, că pe aia de... Bă, înțepenit, sunteți nebuni, nu mai mișcă. Îi dau tot în dormitor, da? Dă-i tot în dormitor, da. Fii atent. Bă, îmi pare rău de ea, ești nebun. Nu, mai Dumnezeu știe scandalul, adică care va ieși după acest prank, băieți. Stai să spun. Mai dă-i unul. Doamne, voi imaginați că ea e în beznă totală acum, deci femeia nu vede nimic, ești nebun? Mă, băie, n-auzi, vin! Mă, tu ești sunete foarte ciudate, ia asta, vreau să fiu de mieră, jur că mi-e frică! Doamne! Nu știu, oricum am ieșit în închide! Auzi că nu răspunzi la telefon dacă te sună. Hai să mai schimb! Asta e pachetul Haunted House. Ce are mai multe pachete în aplicația asta de sunete de astea. Bă, nu! Ba! Hai să mergem, hai să-i aprindem la fata lumina în casă, că asta e suficient în beznă. Mergem să aprindem contorul și după aia urcăm sus să vedem. Stai că suntem în parcare, hai înapoi. Hai înapoi, da, chiar. Fantome! Stai așa să ne descrețăm, uităm, uitați. Fantome! Ghostbusters! Hai, lasă-mă în pace! Mi se pare normal să faci așa ceva! Nu mai filma! Chiar nu mai filma! Nu pui așa ceva! Deci nu pui așa ceva! Mă, deci chiar e... Și tu de ce pui mai quick? Nu mai filma, că sunt enervat! Mă, ce mai enervat! Fii atent acum, îți dădeam de aici, așa? Da, de parcă nu ne-am auzit! Auzi! Vine heroinul, nu putea să rămână fără pe el! Ți-am zis să nu mai amesteci în chestii! Hai, mă, recunoaște!
explică și mie cum o persoană care devine medic, tu ai fost la laborator și ai văzut niște morți. Deci ai văzut efectiv niște morți acolo. Așa, și mi-e frică de ei și... Nu ți-e frică de niște... Deci eu, nu ți-e frică de niște morți, vii s-a fost frică de o boxă. Da. Mulțumim fraților dragi, semnet încă o dată pentru că ne-am ajutat cu cele mai brană boxe Harman Kardon, care și-au făcut treaba de minune. Cum sunteți feliți, mă, de așa ceva? Unde... Cum sunteți speriți, mă, de așa ceva? Uite la ea cât de, cât de frumoasă e. Cum sunteți speriți așa ceva? Și ca întotdeauna, fraților, dar de mai ceea ce spune că am fost aproape fumat, ajutat să dați mare pun butonul de like, să-i dați un share pe story, pentru că mă ajută tare, tare mult. Dacă încă n-ați făcut-o, să vă abonați. Dacă nu dați like la acest vlog, zmără va rămâne supărată pe mine. Eu m-am dus, nu uitați cel mai fresh merch doar de pe shop.5gang.ro și ascultați acolo pe Spotify, fraților. Taman cea Amu. Mai de calitate muzică, căutați Taman Amu pe Spotify. Stai să le dau suretul.